Ca în fiecare an, părinții sunt și acum puși în mare dificultate. Aceștia sunt nemulțumiți și spun că amenajarea creșelor ar trebui să fie prioritară, mai ales că în momentul de față funcționează doar 5 astfel de spații. Ar trebui să facă mai multe, dar părinții se descurcă cum pot. Din păcate, pentru că oricum mulți sunt tineri care au venit în oraș, părinții sunt undeva în altă parte și e destul de complicat să vină și bunicii copiilor să vină să aibă grijă de ei cu bonele. Deci, cumva e... Nu au loc. Asta este prima problemă. În ceea ce privește numărul de locuri, acesta este insuficient în comparație cu numărul copiilor din municipiul Constanța. Concret, vorbim de aproape 400 de locuri și peste 5.000 de copii până în 2 ani. 380 avem locuri disponibile în creșele constanțene, dintre care 139 reînscriși, cei care vor continua, și locuri libere, 241 de noi locuri. Pentru că sunt atât de puține locuri, iar cererea este foarte mare, există câteva criterii de departajare. Printre acestea se numără ordinea depunerii cererii pentru înscrierea la creșă, vârsta copilului și situația părinților și dacă aceștia sunt angajați. Și cum locurile sunt limitate, mulți părinți se văd nevoiți să apeleze la creșele private. Însă aici tarifele sunt destul de mari, se plâng adulții. Mai ales că unii dintre ei, pe lângă faptul că nu au posibilități materiale, nu au nici rude sau persoane de încredere cu care să-i lase pe cei mici. Am depus dimineață dosarul online la ora 8, în speranța că vom prinde anul acesta un loc. Fetița merge momentan la o creșă, însă este o creșă privată, iar costurile sunt destul de măricele. Dar ambii părinți muncim și ar fi destul de dificil dacă nu ar merge la o creșă. Plătim la această creșă undeva la 16 milioane pe lună. Startul înscrierilor la cele 5 creșe din municipiu s-a dat luni dimineață la ora 8. Pentru anul școlar 2022-2023, înscrierile la creșă se fac între 2 mai 2022-31 mai 2022. Dosarul complet se poate depune doar în sistem online la adresa de mail pusă la dispoziție de Direcția de Asistență Socială Constanța. Lista cu copii admiși în limita locurilor aprobate se va publica pe site-ul instituției și va fi afișat la sediul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța pe 1 august 2022.